Salutare, fratelor, vreau să-i la un altru. Mie numele de crește, fratelor, că am ajuns suturi la 30 de abonați, mai chiar sunt foarte fericit. Da, mă apropiesc că o să fac turul camerei și chiar turul camerei o să fac, așa că să-i dăm drumul la treabă. Ok, deci, cum puteți intra ușa asta? Puteți observa chestiile astea de aici. Puteți observa un dulap care țin diferite chestii, cum ar fi telefonul, etc. Un șampon acolo, o mătură, dar nu mă interesează, știu că nu mă interesează. Un dulap care ne ținem chestiile acolo, cu un dulap. Aici e tot o masă, acolo un pahar de suc, un dop. Da. Aici niște turte. Am făcut noi mâncare. Aici avem dop. Niște o boxă de asta care dacă o bagi. Mamă, asta explodează dacă o bagi. Aici căni, linguri, etc. Aici niște cum se spune, cacao d-aia, d-aia de pus în lapte, mai are auzit, nu știu dacă se aude pe fundal, dar nu știu dacă se aude sau nu. Frigiderul, ne-am luat unul nou de acum un an, da, mașina de spălat, stai, să foclezez. Acolo, încă ceva, un brocan, înălceat, așa, etc. Becu, și hai să vă arăt unde dorm eu, unde e camera mea, stai să dau. Deci, aici e camera mea, da? Aici e... Da, aici e o sobă care încălzim noi, frigi un pic. Aici e tot un dulap, un pat care este pentru haine, numai pentru bebruși, trebuie să le aranjăm. Imediat ce termin de clipul, trebuie să le aranjez astea. Asta e o canapea care... Aici editez de videoclipuri, deci pur și simplu... Dacă vreți, scrieți în comentarii cu ce program editez, pentru că eu asta editez și nu știu să mai dau asta în jos. No. Și ăsta e patul meu, fraților, deci ăsta e un prelungitor și ăsta e încărcătorul meu. Da. Eu sper că am făcut acest minunat tur al camerei. Dacă v-a plăcut, dați un like. Pa, pa. Stai. Pa, pa.